Se spune că țara asta este foarte diferită de la nord la sud, așa că pentru prima dată mă arunc într-o aventură de genul de aproximativ 2500 de kilometri în care traversez o țară pe două roți. Vom trece prin schimbări de temperatură, ploi, vânt, schimbări de altitudine, prin locuri fără benzinării pentru sute de kilometri, locuri unde poliția va încerca să profite de turiști cu amenzi umflate sau chiar sechestru pe motocicletă. Începem din Hanoi și prima oprire va fi în Ha Long, unde vom vedea una dintre cele 7 minuni naturale ale lumii. Apoi ne îndreptăm spre cea mai mare peșteră din lume, Son Dong, după care continuăm spre Da Nang, unde după câteva zile de mers vom face o pauză de câteva zile, să descoperim plajele și orașul tradițional Hoi An. Vom continua drumul spre Nha Trang, Da Lat și deșertul ascuns din Vietnam mâine, iar aventura se va încheia în Ho Chi Minh City după aproximativ 2 săptămâni de mers într-un rid nebun cu limite de viteză de maxim 60 de km pe oră. Neața, poftă bună, bună seara, bună la prânz, depinde când vedeți video. Astăzi suntem în Da Nang. Am decis să stau aici mai multe zile. Vreau să mai iau o pauză după nebunia asta, care a fost alergătura asta pe care tocmai ați văzut-o. Și toată ziua asta vreau să... Ieri doar am stat, am meditat, m-am relaxat un pic, aveam dureri de spate și de fund și whatever. Și astăzi, începem de dimineață, e ora 9 acum la mine aici. Mergem să vedem plaja, care e la 300 de metri de hotel. Bem cafea la cea mai renumită... asta cum spune... La cea mai renumită... Cum se numește, frate? De asta de cafea. Bă, nu, în fine. Mergem să bem în cel mai renumit loc de cafea, o cafea. După care mergem să vedem cele mai importante, nu știu, landmark-uri, puncte principale, chestii de explorat de aici. Așa că vă iau cu mine și haideți să mergem. Mamă, ce față! Am și ajuns la plajă, am făcut doar 2 minute de la hotel cu scuterul. Acolo hotelurile așa, sunt strada principală, e un bulevard aici și ce cumva faleza cu plaja. O să cobor acum să vedem cum e nisipul, cum e apa. Sincer, e foarte cald, astăzi nu e nimeni la... Mă rog, sunt super puține persoane și să facă poze, dar văd că nu face nimeni baie. Și e foarte cald, îmi pare că mi-am uitat ochelarii acasă. Făcut beleau. Da. Așa. Așa, dacă am parcat scuterul undeva acolo. A, scrie că e stag roșu, mă. De-aia n-a zis să mergi. Acolo văd ceva lume în apă. Ok. Deci văd că e stag roșu, de-aia nu poți să noți. Nisipul e foarte mișto. Arată bine, sincer. Îmi place. Îmi place mult. Pare liniștit, așa. E puțin foggy, așa, nu bate soarele, dar chiar îmi place. Am stat un pic să iau niște nisip așa pe haine, pe jos un pic întins. E foarte, foarte mișto că e sunny, dar nu în același timp. Nu știu dacă reușește să bată soarele ca lumea prin ceața asta sau ce naiba e. E ciudat că-s 30 de grade. Adică nu știu, în România nu prea există 30 de grade și să fie așa. Sau nu prea îmi dau seama în momentul ăsta. Hai să vedem și cum e apa. Nu e așa rece, adică ai putea să noți, cred.
Într-adevăr, sunt valuri destul de mari. Aaa, uite acolo o statuie mișto, asta să dăm zoom. Nu știu dacă se vede fix acolo undeva. Păi nu mergem noi acolo, dar mai întâi mergem să bem o cafea. Stați așa. Bun. Deci, mergem, bem o cafea. Momentan e foarte... Cred că e un pic dimineață ceața asta, nu știu. Zic, sper. Vreau să mergem acolo unde am văzut. Acolo undeva, cred, nu văd că e ceasă. Statuia aia, dar mai întâi să mergem să bem o cafea. Să mai iasă soarele din nori, cum ar spune niște interpreți. Și... Bă, dar e cald și frumos, mă, cred că mai stau la plajă aici un pic. Prea mult să beau cafea, da. Mai stau un pic la soare și eu. Să mă umplu de nisip și după aia continuăm. Deci o să vedem astăzi tot ce trebuie să acoperim, tot ce puteți vizita interesant în Da Nang, vă arăt astăzi, în videoclipul de azi, să nu mai pierdeți timp să căutați data viitoare, când veniți să... Ce mă pace aici? Gata. Mă ciliez și eu un pic. Am ajuns și la Concafe. Și dacă veniți cu scuterul și parcați, vă trece un domn strada. Thank you. Thank you. Vă trece un domn strada. Cafeneaua arată cam așa. E cumva pe stil hello. Pe stil comunist de război, cred. Nu știu dacă vedeți și în spate sunt îmbrăcați așa. Bem o cafea cu cocos, cred că e ceva tradițional și vedem. Hai să intrăm să vedem. Hai să intrăm să ne ce găsim. Și așa se prezintă înăuntru, ca să de drăguț poate să fie. Hai, foarte mișto. Da. Și ne așteptăm și noi la o măsuță, nu știu ce cafea e cea mai bună aici. Hai să vedem. Da, deci locul ăsta e foarte popular. Tema cafenelei, după cum se poate vedea și după cum v-am spus, este războiul vietnamez. Am dat 65.000 de VND pe o cafea cu cocos. Care arată foarte bine. Și asta am înțeles că ar fi cumva semnătura lor. Deci, dacă veniți, încercați asta. Hai să și gustăm, să vedem cum e. Are ca o spumă. Ah, cred că asta e înghețată de cocos aici deasupra. Wow. Înghețată de cocos cu cafea, ceva de genul ăsta. Să zic că nu mă mai focusează mizeria asta. Ce... Cea mai bună chestie pe care am băut-o. Comparativă cu aia din Hanoi, cu ou. Sunt în aceeași categorie. Deci da, cine e fan cafea? Vietnam. Și acum plecăm de aici. Mă ține de mână domnul și mă trece strada. Foarte drăguț chestia asta. Thank you, thank you, thank you. Yeah, this one, yeah. Nu știu scot de acolo din parcare. Nu știu, sunt foarte drăguț, mă simt ciudat. Și alea-mi dai cheia să scoat. Continuăm, mergem la Lady Buddha. Care cred că e cea mai mare statuie din Vietnam, dacă nu mă înșel. Thank you. Și după aia continuăm mai departe. Hai să vedem dacă o să fie ok. S-a mai aerisit cerul. Și na, acum presă regulă. Deci continuăm. În timp ce mergeam spre Lady Buddha, am găsit un loc interesant. E o zonă din asta pescărească, așa pare.
Dar nu asta e interesant, că nu sunt fan pește și pescării și probabil nici nu e canalul pentru așa ceva. Dar am găsit ceva interesant și vreau să vă arăt. Așa arată bărcile lor tradiționale. Sunt rotunde, sunt din lemn și au o chestie de cauciuc pe margine, în cazul probabil în care se lovesc unii de alții, habar n-am. Dar nu înțeleg cum înaintezi cu așa ceva, că e rotundă, n-are o formă aerodinamică, acvadinamică, fără că înțelegeți ce vreau să zic. Și stați așa un pic. Așa arată la interior și cu vâsla aia cred că face așa, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, că altfel nu știu, văd că e prinsă cumva acolo. Și da, sper să mă aud ca microfonul pus invers și bate și vântul. Dar uitați cât de multe bărci pot să fie, dar nu văd una de asta rotundă. Unde mă, nu e nimeni mă cu o de asta rotundă să merg. A, uite pe acolo. A, nu prea. Da, nu e nimeni. În fin. Foarte interesant. O să caut să merg cu așa ceva ca să vedem cum GoPro-ul pe pie, pe funte, pe astea. Și să vedem exact. Continuăm. Băi, și am ajuns aici, dar vreau să vă zic că mă sperie un pic. Nu știu dacă se vede. Asta, nu par... par agresive ca alea din Thailanda. Problema cu maimuțele, mă sperie maimuțele. Se pare funny în același timp, că s-a atât de pompălău. Dar asta e... Bă... Am un videoclip acolo, o să vedeți, în care ați furat telefonul, doamna aia. Nu vreau să-mi fure camera sau asta. Uitați-vă cum a furat. Frate, dar prin spate, nu vede. Uitați-vă un pic că mor de râs. Băi, stați așa. Uitați-vă un pic. Nu știe pe unde să bea. Nu pe acolo puiule, trebuie să desfaci capacul. Uitați-vă. Ce amuzant mi se pare. Sunt foarte multe. Uitați cum sar pe scutere pe aici. Bă. Uitați, bă, fur din... N-a fost o idee bună să-ți lași alea acolo? Mamă, mor. Nu știu, mie nu mi se pare... Nu mi se pare ok, frate, maimuțele, nu știu, am eu nebunia. Sunt rele, fură. Glumesc, mă, sunt simpatice, mă, încearcă și ele să trăiască, să... na, ca oricare. Așa că, hai să urcăm să vedem ce vedem de sus. Interesante statuile astea, asta, să vă arăt. Sunt trei Buddha acolo, unul care își pune mâinile la ochi, unul care e gânditor și unul care are mâinile la urechi. Nu vreau să văd, nu vreau să aud, mă gândesc. Suna potențială manea asta. Mă întreba să spun, merită făcut. Ok, și cam asta este view-ul asupra orașului, să zicem. Fiind asta e toată coasta, toată plaja, lungimea ei. Stau undeva pe acolo, cred. Undeva pe acolo. Și da, e mișto view-ul de aici. Om, dar e foarte cald. Singurele chestii interesante despre locul ăsta, după cum știți, na, Vietnamul e o țară, fiind o țară comunistă, majoritatea sunt atei, dar au și ei un mic, mic procentaj de budiști și catolici, sub 10% cred din ambele. Doamna Lady Buddha, cum și spune, are în mână un pocal, cu pocal cred că se numește, da, cu apă sfințită și în mâna cealaltă e gen ăsta, blessing. Fața este orientată spre mare pentru că binecuvântează pescarii să, nu știu,
să binecuvânteze pescarii, să diverse, nu știu, să nu fie furtun pe mare, să aibă capturi, să n-aibă parte de nenorociri pe mare și să prindă bine cum ar veni, fir întins cum ar veni. Le urează fir întins și este cea mai mare statuie din Vietnam, are 67 de metri, așa, ca să faceți o idee, sunt oamenii și aia. Nu știu, după ce am văzut prin Thailanda, nu mai e nimic. Bine, nimic. O să mai fie chestia așa. Asta e o chestie iar pe care deja o observ. Nu călătoresc de foarte mult timp, așa, constant, să spunem. Dar îți ia cumva din bucuria asta de a te... Din bucuria de a te bucura. Din entuziasmul ăsta de a te bucura de lucruri așa la prima vedere. Știi, nu mai au impactul ăla așa mare cum era la început, pentru că ai mai văzut chestii similare. Dar de asta trebuie să mai schimb continente, țări și să păstrez chestia asta vie, cât poți. Mai e ceva interesant ce se vede de aici, și anume, dar nu prea se vede că aici, acolo sunt Marble Mountains. Nu o să-i vizitez pentru că sunt pagode și chestii de genul și nu e oricum pe gustul meu. Munții ăștia poartă denumirea asta de Marble Mountain. Nu știu, din ce am înțeles de la cele 5 elemente, apă, foc, lemn, metal și pământ, cred că astea sunt. Sunt diverse tuneluri, peșteri, pagode, chestii din astea budiste, not my type. Nu mai am vizitat destule prin Thailanda, v-am arătat destule, mai cazul să mai vedem și altceva. Și mai sunt destule canale, cred că au arătat oricum asta. Interesant e faptul că acolo avea baza militară, asta, divizia aeriană, sau nu știu cum să zic, portul, nu port, aeroport și heliport, armata americană în timpul războiului dintre nord și sud. Deci cumva suntem la mijloc și aici era o bază militară fix lângă munții ăștia. Sau dealurile astea. Sunt 5 dealuri de marmură sau 5 munți de marmură, ceva de genul. Și da, de acolo vine denumirea pe care v-am spus cu 5 elemente și bla bla. Deci da, mergem să mâncăm ceva și după continuăm spre Golden Bridge, Golden Hands, God Hands, Minele Dumnezeu, ce denumire mai are, Bana Hills, whatever. Mâncăm și continuăm. Am lăsat asta pentru partea a doua zilei, pentru că voiam să mai ridice cumva norul ăsta, ceață, ce e, că nu pot să-mi dau seama. Și să avem un view de acolo. Să sperăm că am gândit-o bine și că avem și baftă. Că na, degeaba o gândești dacă e norat afară de tot. Așa că pare că e interesant. Mergem să mâncăm și ne vedem acolo. Hai că am oprit la un ăsta local să mănânc. Am căutat până că nu curești, se pune și am prisipul că ăsta ar fi ok. Hai să vă arăt și vă ce mâncare au și ce am comandat. Bun, cam așa arată meniul, să vă faceți o idee, 10 VND înseamnă 2 lei. Mi-am comandat așa, beef rice noodle soup, de asta la 40.000, cu fried spring rolls. Deci 80.000 înseamnă, nu știu, vreo 15 lei pe acolo. Da, mă, deci cam așa arată, mi-am luat un ceai din partea casei, asta e beef noodles de orez. Arată foarte ok, încă n-am gustat că e foarte fierbinte. Ăla are coriandru. O să ar trebui interzis, frate, nu se poate mânca și ceva. Mentă, lime. Chestiile astea pe care le mănâncă toată lumea în Asia, nu înțeleg de ce. Că n-au niciun gust. Spring rolls. Ceva castraveți și cam așa arată. Toate astea, 16 lei, pe acolo. Sunt într-un spre Bana Hill sau Golden Breeze sau whatever. Și voiam să vă arăt cât de frumos e drumul. Trebuie să vedeți încolo, e... Și merg pe un drum de genul de mult timp. Cred că-s vreo... Între 20 și 30 de kilometri față de Da Nang. În funcție de zona în care stai. Dar e bine de știut că na, nu e așa aproape. Și probabil sunt basuri, s-au pus ei grep, s-au pus ei ceva. Eu merg cu nepotul. Și da. Trebuie să traversăm, să scăp arăt acum. Teoretic nu mai am mult, eu sunt aici, trebuie să traversăm, cred că dealul ăsta. Ăla din față. Pardon, așa. Și cred că pe acolo. Și am ajuns și la Bana Hills. E extrem de cald.
M-am gândit că mama n-a fost nimeni pe drum, ce liber e, dar uitați-vă câte scutere sunt, ăsta e doar o parcare, mai a două acolo. Mai sunt vreo două pe acolo. Nu știu ce vreau să așa pe tare drum. Acolo, aici e plin. Asta nu mai de scutere. Că sunt și autocare și... Fine, măcar pare că e sunny aici. Sus dacă, nu știu dacă se vede, pare un pic înorat acolo sus. Da, asta e. Oricum, șanse foarte mici să pici aici altfel. Așa că, hai să vedem cât costă intrarea și să vedem ce mai găsim pe aici. Deci, pentru ce suntem noi interesați, cred că asta e. Nationwide Visitor. 850.000. E bine, mai am 1000 la mine, deci e la fix. Ok. Da. Cam asta e. Haideți că aici am mers să plătești cu cardul, ceea ce e important, că trebuie să ai destul de mult cash. Deci am plătit total de 850.000. Nu a fost comision sau ceva și acum o să intru și pe aici să vă zic exact în lei cât a fost. 167 de lei. Mi-a luat la cursul voluntar de la ING, deci 167 de lei. Și acum vreau să intru pe asta de currency să văd cât ar fi normal. 850.000 în lei. RON. 166. Deci, respect ING pentru un curs voluntar foarte bun. Și biletul arată cam așa. Clar că main attraction e podul. Am zis că e un par de distracții și s-o grămadă de chestii acolo, dar eu doar pentru asta am venit. Din păcate, trebuie să plătești întreg, chiar dacă vrei să vezi doar asta. Da. Bă, stați că acum mi-am dat seama. 166 de lei. Să zice că eu eram foarte entuziasmat că am intrat pe toate cele. Dar acum mi-am dat seama că chiar e mult. Cel, bă, dar ce mă văd așa albastru? Ce? Nu mi se pare că se vede albastru? A? Bă, ce? Stați mă așa, să mai reglăm un pic de... Da, mai... Da, nu știu. Pare că e ok. Gata, mă? Nu știu ce s-a întâmplat. Nimeni nimic. Da, ziceam că 166 de lei. Bă, e mult, am vedere că mi-am plătit 165 pentru 4 nopți de cazare la hotel pe care l-am văzut, care e unul foarte bun. Mai mă rog, foarte bun. De 3 stele, e un hotel decent, normal. Ok. Dar da. Am venit aici pentru asta. Deci n-aveam cum să o ratez, asta e. Pentru 2 minute de videoclip. Pentru voi, bă, bine, și pentru mine, primul rând, și apoi și pentru voi, da. Așa mă simt când mă uit la vlogurile mele, atât de interesante sunt. Am ajuns aici, cred că pe aici pe undeva trebuie să intrăm. Fix Golden Bridge. E main attraction și efectiv cum intri, am crezut că am mult de mers. Hai să vedem. First contact. Bă, e înorat, dar e ok, adică nu e...
cam ăsta e view în spate. Ai o mână. Partea cealaltă, altă mână. Sincer, n-am... Nu simt nimic special, adică nu mi se pare... Bă, dar nu e așa, adică... Dacă era, poate mai ieșit și bine, poate dacă era soare se vadă mai mult, habar n-am, nu știu. Și poate și faptul că l-am tot văzut la multă lume, în videoclipuri, poate de asta nu mai am entuziasm, sau nu mi se mai pare atât de wow. E un pod mișto, într-adevăr. E un pod. Tu deja plătești 166 de lei. N-am ce să zic mai mult de atât despre podul ăsta. E ok și ok. E ok și frumos și mă bucur că nu e foarte aglomerat cum am văzut în multe videoclipuri. Da. That's it. Nu vreau să par hater sau ceva, dar sincer se pare foarte overrated locul. În sensul că se vede că totul e artificial ca un parc. Bine, el e de fapt un parc de distracții. Nu înțeleg exact ce fel de parc de distracții poate să fie, că sunt niște magazine și te plimbi pe aici. Podul este, adică dacă vii pentru pod, să dai 166 de lei. Nu știu. Sper voi să nu simțiți ca mine. Că e overrated, poate vă o să vă placă senzația. Nu mi se pare nimic. Wow. Dar e... E mișto, oricum mergem mai departe. Mergem și spre... Cartierul francez sau orașul francez sau ce e ăla. Nu știu, chiar nu vreau să par hater. Dar este... Raw footage travel content. Vă spun exact cum simt. Și asta e. Uitați-vă cât de mult se lucrează și acolo în partea aia. Deci ăla încă e închis, ăla acolo, aici la intrare. Aici încă e tot un lucru, e huge chestia asta. Și da, o să arate mai interesant la un moment dat. Deci nu aveți idee cât se construiește aici, nu știu dacă s-au putut vedea pe imagini. Deci vor să facă un fel de un pod cu un funicular din ăsta sau cum se numește, Louvre acolo. Da, un întreg nou oraș. Interesant, da. Se bagă mulți bani aici. Pare că merge treaba, deci da. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Strasburg sau nu știu. Ceva de genul, Colmar, Nice, Marseille, Nancy, numai de-astea frumoase, care au și echipa de fotbal mișto. A, scuzați-mă, sunt cred că la Bordeaux, cred că așa se numește stația asta aici, că fiecare stație de telecabine din aia are... Aici catedrala, bă, nu-mi dau seama că e aia, Montmartre sau... cum îi spuneam la cealaltă, că am lapsus. Catedrala Notre-Dame, mă. Notre-Dame sau Montmartre, care n-ai baie. Și seamănă oricum. Băi, da, rămân la aceeași părere, este foarte overrated pentru Vietnam, adică unde cu banii ăștia faci, mă rog, nu vreau să intru în detalii că-ți pare hater. Dar nu știu, pentru noi europeni nu cred că e nimic interesant aici. Adică în afară de podul ăla care și ăla e super overrated. Dar asta, repet, pentru că l-am văzut de prea multe ori la prea multă lume, prea multe ipostaze, să zicem, și soare, și pe ceață, și pe ploaie, și pe, și pe, și pe. Și din dronă, și din oricum. Așa că na. Merită dacă sunteți aici și vreți să bifați, să zice, să bifați asta. Dar nu pot să zic că aș recomanda asta 100%. Sunt așa.
Și cred că cam asta a fost, nu știu dacă mai e ce mai interesant pe mai are, dar... M-a oprit o fată. Yeah, you can keep English, yeah. But right here in Vietnam is to understand. In? Him. Yeah, him. Okay. Ah, fuck. Are you free time? Depend what? I'm here for the bridge. Ah, you wait. Yeah. Ah, so I want to try the video. Do you want? Do you want to take a video? Okay. Wait. Mama are notițe cu o grămadă chestii scrise, mi se pare. You don't understand? I have a social media channel. Yeah. Do you mind if I ask you to take a video with me? Okay, the content of the video is flirt with strangers, pick up line with catchphrase. Are you busy? Can you help me? Can you try? Okay, we can. Alright. So after I made a video show on Instagram. Do you have Instagram? Instagram, yeah. Yeah. I come to your shine. Okay. Yeah. I talk with you. Where you from? Excuse me. Okay. Where you from? Okay. You can say? Romania. Romania. Yeah. Romania. I'm sorry. Romania. Romania. Yeah. Romania. Okay. Romania. Yeah. I asked some. I think Romania. Romania. I think Romania is one of the most beautiful country in the world. Okay. You can say what did you say? What do you say? Why? I say stuff because there are you. Okay. And I laugh and I smile. Yeah. your face. Okay. Bă, sper că ați înțeles, dacă nu o să vă explic după. Văd la edit dacă nu. O să pun eu ce subtitrare dacă nu se înțelege, văd eu la edit, dar oricum. Tare. So you are your name? Hin. Hin, yes. Hin. She's Hin. Sara mena bad job. Hai că am reușit să trecem peste momentul la cringe cu tipa aia. E ora 8 și un pic, cred că 8 și 10 și uitați că deja începe să se strângă lume. Zic asta, nu știu, pentru e cineva interesat care vrea să vină. Și să știe cam când ar trebui. Eu nu știu cât de mult dă ăsta cu foc. Sper să pot să prind cu obiectivul meu de aici. Nu știu. Sper să fie ok. Și uitați-vă cât de aglomerat e acolo, unde cred că e spotul principal, unde se vede tot, acolo. Și uitați-vă în piața aia unde am parcat eu, e haos. Sincer, un loc bun, iar îl văd aici, jos. Nu știu de ce nu prea e lume aici, dar probabil o să mai strângă. Este fără 10. Și văd că acum vin doi domni. Cred că intră acolo, pe ușa aia. Cred că apasă niște butoane, ceva pe acolo. Butonează, cum ar veni. Și acum s-a închis și podul, nu știu dacă vedeți că e lume peste tot, doar pe sensul ăla, probabil până se termină valul ăsta de mașini. Scutere. Băi, nu vă puteți imagina? Pe lângă câtă poluare, asta e una. Și miros de gaz. Câtă căldură poate să emane. We can all change.
lentil la marză. Flash. Și microfonul și camera și tot. Nici n-am cu ce să șterg că sunt totul. Dar da, la final după câteva aruncări din alea de foc, aruncă cu apă ca să răcească probabil. Să-mi recunoască și până că și ăla e mare căldură. Da. Au închis domnii acolo patronii, tot. Și cam asta a fost. Am asta voi și cu Danangu. Mulțumesc că vă uitați la mine. Dacă vreți să mă sprijiniți, aveți în descriere mai multe detalii și multe altele, nu știu, like, subscribe, comentariu, orice mă ajută. Vă iubesc. Fiți fericiți. Enjoy life.